Pe de o parte, domnule Ionuț Stroie, un Marcel Ciolacu care a afirmat că este dispus să-l nominalizeze ca premier pe Nicolae Ciucă. De cealaltă parte, liderul PNL Nicolae Ciucă tocmai a spus aseară că exclude să accepte această funcție și nici nu îl va nominaliza ca premier pe Marcel Ciolacu. Ce trebuie să înțeleagă românii din acest joc inițiat de un partener de coaliție, refuzat de celălalt partener de coaliție? Nu este niciun fel de joc. Această coaliție, la momentul formării ei, a fost foarte bine încadrată în timp și s-a făcut ca o chestiune de responsabilitate și siguranță. În mod evident, după aceste alegeri, prima noastră opțiune este să creăm un bloc politic de dreapta care să aducă acestei țări o guvernare de dreapta, cu o Românie prosperă și sigură, cu o viziune liberală, cu o viziune de dreapta. Evident, exponentul acestei viziuni în cursa prezidențială este Nicolae Ciucă. Este cel mai bine poziționat candidat al dreptei și care singurul capabil să se dueleze și să câștige această competiție cu PSD. Acum, conjunctura la vremea respectivă a fost una în care nu se mai putea guverna. Aduceți-vă aminte pe acel moment în care USR a ales să dinamiteze guvernarea, să se retragă, să genereze instabilitate. A fost un moment foarte delicat, suprapus peste foarte multe crize generate de securitatea în regiune, războiul din Ucraina, crizele din energie, cea a carburanților, precedate de sănătate. Nu cred că își permitea vreun partid serios la vremea respectivă să arunce țara în haos. Dar, așa cum a fost această coaliție, în mod evident, trebuie să aibă și o finalitate. Și punctul final sunt aceste alegeri, unde, cu siguranță, românii vor da din nou măsura încrederii lor în formațiunile politice și, evident, viitoarea guvernare. Care o fi aceasta? Noi sperăm să fie una de dreapta, evident, și una în care să putem să evoluăm cu mult mai mare lejeritate, să nu mai avem aceste sincope, aceste cercuri, aceste momente de blocaj instituțional și care să fie mult mai coerentă. Cu cine vom face, vom vedea. Sunteți și dumneavoastră ferm pe poziție, cei de la PNL, mă refer, ca și cei de la PSD, fără aur, într-o combinație? Este evident acest lucru. Adică orice fel de guvernare viitoare acestei țări, în mod obligatoriu, trebuie să excludă AUR sau SOS de la masa deciziilor. Sunt forțe politice care reprezintă un adevărat pericol la adresa democrației românești. Sunt forțe politice care pot periclita, Doamne ferește, parcursul și devenirea europeană a acestei țări. Sunt formațiuni politice care n-au niciun fel de legătură cu interesele românilor, ci mai degrabă cu influențe din zona Rusiei, influențe care în momentul de față generează haos, generează război, generează dezordine mondială peste tot. Nu cred că cineva responsabil în această țară ar putea construi o coaliție de guvernare sau ar putea implica în zona decizională a instituționalului românesc AUR sau SOS. Domnule Ionuț Stroie, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal. Continuăm discuția acum cu domnul Țuțuianu. Domnule Țuțuianu,